Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Tania Popa sunt, am 48 de ani, pam, să se știe. Tot timpul îmi spun vârsta în speranța că vor fi oameni care vor zice, dar n-arăți. Tania, nu ne-am mai văzut de ceva timp. Da. Ce-ai mai făcut în ultima vreme? Păi, ca tot omul, mai o pandemie, și la tine? La mine, în mod special. Noi am avut cea mai lungă vacanță posibilă, actorii, mai ales de teatru. Actorii de teatru, chiar am stat pe bară. Bine, nu că ai stat în timpul ăsta, că presupun că te-ai ocupat ce nu puteai să faci în mod normal când aveai repetiții și spectacole. Mi-am dat seama că dacă nu s-ar mai opri această pandemie, chiar aș putea să fac multe alte lucruri din care să-mi câștig existența. Aș fi, cred că, cea mai vânată chelneriță de pe planetă, pentru că oamenii ar veni în acel restaurant doar ca să pot să-i servesc. În bucătărie aș putea să fiu ajutor, pentru că la noi în casă cam asta se întâmplă. Nu o să-i spun soțul meu când se difuzează emisiunea. El e ăla care știi? Atât, hă? Da, ci că e cel mai important lucru. Iar eu sunt aia. Tăiem, dăm. Și el este paletă, sare, legume, carne, pam. Și știe să facă figura aia. Mă, că pe asta înveți și tu dacă e numai de asta. Știu să o fac, dar cu semințe. Cu semințe am învățat-o. De un început. Am emoții mai rău decât aș fi avut o mega premieră. Atât, îmi doresc să fiu cum sunt acasă la mine. Astăzi, dacă sunteți curioși, o să gătesc caldereta de rape, tocăniță de pește undițar cu fructe de mare. Rețeta am căutat-o, am tradus-o din spaniolă, am verificat-o, am pus, este rețeta 1 la 1. Acest pește e foarte mișto. Pește undițar, doamne, dacă îl dați pe Google să vedeți cum arată, este un monstru. E oribil arată. Carnea lui când este gătită e ca un bulgăre de zăpadă, este senzațional. Eu m-am născut în Republica Moldova, în orașul Căușeni, chiar în Gătighina, Transnistria. Eram foarte mică când am venit în România, aveam 17 ani, pentru că pe timpul meu nu se făcea liceu, erau doar 10 clase obligatorii și la vârsta aia cred că nici nu mă ducea prea mult capul ce să fac cu viața mea și oricum în capul meu eu plecam în străinătate să învăț, pentru că România era o țară străină. Actorul Florin Zanfirescu a asistat la admiterea de la Chișinău și m-a selectat în acel grup de 15 care se vină să facă studiile în România. Și așa am ajuns aici și, evident, după primele 2 luni, mi-am dat seama că nu voi mai pleca de aici și că aici îmi voi continua munca mea de actriță. N-am ales, m-a ales teatru pe mine. Eu am dat, fiind presată de timp, la o facultate unde mi s-a părut că am de învățat cel mai puțin pentru admitere. Adică mai învăț o poezie, două, mai știam 2 de la școală, multe cântece, o povestire. Alea care îmi plac mie, le-am eliminat ușor, ușor, că una era prea departe. Departe era designul vestimentar la Leningrad și la filologie rusă trebuia să mai învăț. Din totdeauna mi-am dorit și acum am doresc, dar deja nu mai îmi permite vârsta. Am vrut să fac design vestimentar. De fapt, îmi place să fac haine. Mă rog, eu am atelier și o să-l am până când nu o să mai văd deloc. Părinții mei credeau, sperau că voi fi președinte de colhoz. Sunt o învingătoare, nimic nu mă doboară. Că voi conduce masele după mine. Ah! Sunetul victoriei! Când am început să joc, aveam 19 ani. La 20-21 de ani, când am terminat, deja eram angajată a 3-a oară. Am fost la Bulandra, după aia la Teatrul Ion Creangă și după aia m-am luat Teatrul Național cu totul. Plus, minus, am peste 50 de roluri în teatru, în jur de 30 în film. Pardon, e bine! Casa că mă la doi. Țin minte primul premiu, revista Flacora pentru tinere speranțe. Am luat și în străinătate pentru cea mai bună actriță la festivalul din Maroc. Am primit $200. A fost o sumă fabuloasă pentru că era în 93. Deci, wow! Am trofee foarte multe acasă, stau ca niște statuete, foarte frumos. Ce să zic, că am fost o actriță cu foarte mult noroc. Eu treaba mea am terminat-o. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Fructe de mare. Ah, și pești. Toate. Ăsta e de ăla, cum se cheamă, călugăr? Peștele cu original replica aia. Undițar. Acum am nevoie de familie. Este Sanjac, așa mare? Nu e niciun Sanjac, ăla e crevete. Care mă e pește, mă? Pește. Bă, ia cu schimbă călării. Ia mă lupa, bă. Bontea, în supă se pune mazăre sau nu? Se pune. În supa asta? Nu știu, bă, că eu nu vin, n-am stat în Italia, mă. Nu e italienească, e spaniolească. Bă, e... E pește, mă? Nu cred că se uită acolo. E pește, ți-am zis. Și mazărea cum se vede pe lupă? Ia uite-te, ia vezi. Bă, rotundă, cred. Se vede varză de Bruxelles? Eu nu mai intru. Bă, nu prea o recunosc pe gust ca fiind italienească. Mamă, ia. Nu prea se pun cartofi și mazăre în zona asta. O să vină un italian. Așa. Și o să spună, dom'le, de unde sunt eu din regiunea nu știu care? Acolo așa se face. Mamă. Eu zic că e francez. Ăsta francez niciodată. E prea dulce să fie italienească. Nimic n-ați ghicit. O supă de pe riviera franceză, pentru că acolo e opulență, nu se pune cartofi. E opulență, exact, da. E și gustul ăsta mai dulceag, așa coniac un pic. Nu. Că e un pic pe coniac. Ce vine de la Brăila. Păi bune. Ciorbă, neciorbă, albastră, nealbastră. E gustoasă, mă, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Ia, ia, uite ce râde. Îmi vine să plec. Tania, sărut mâna. Sărut mâna. Franța, Italia. E, na, pe Franța, Italia. Brăila, am zis bine, nu? Hai de capul meu, nu vine să credeje. Stop, 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 stop. Deci e de la pânt. Și este cea mai simplă, tradițională mâncare spaniolească, se numește Caldereta de rape. Și n-am vrut... Stop, n-a apucat. În Spania nu ne-a trebuit să adăși nimeni. Accentul, accentul, vreau altceva. Da. Tania, eu am ajuns un pic pe Moldova, Brăila, după aia am mai urcat un pic așa, am ajuns pe Moldova. Nu vine de acolo. Nici o treabă. Adevărul că eu ieri am încercat să o gătesc, dar am mâncat-o de multe ori, îmi place de mor și se pune mazăre și cartof, că este rețeta scoasă de... Da? Păi de săraci, că dar ăia pun mazăre și cartofi. Vai de mama lor. Eu am zis pe sărăcine așa. Deci nu mai pot de emoție. Eu sunt ciorbăreasă și n-am vrut să mă risc. Da. Să mă risc. Tania, dar ce faci? Ce faci cu pandemia? Sunt într-o vacanță, adică acum se dezmorțește din martie, anul trecut. Eu nu s-a agitat așa pentru că stătută, eu așa de obicei. Nenorocire pentru bărbatul meu. Deci dacă nu e de bine, divorțează de mine. Aoleu. Avem 13 ani de relație, deci e momentul adevărat. Păi și tu, cum ai vrea să fie? Să fie de bine sau să nu fie de bine? Eu vreau să rămân cu el, acum decideți voi. Noi decidem. Și acum, sincer... No pressure, no pressure. De ce la noi și de ce gătești ciorba asta spaniolească? Pentru că îmi place de mor ciorba asta spaniolească. În ultimul timp am fost foarte mult pe acolo. O să o perfecționez și o bag în meniu familiei mele, pentru că noi suntem foarte pasionați de bucătărie. Eu cu soțul meu, ăla mic, cea mare a plecat la casa ei. Aoleu. Mama, da. Cum e că cea mare a plecat la casa ei? Păi are 21 de ani, fiică mea. Ai o de 21 de ani? Da. Foarte tare. Și ai zis că ești măritată de 13. Da, cu al treilea meu soț. Cu al treilea? Care mi-a făcut acest... Ce frumos! Păi la noi, la ruși, se spune Bog ljubit troițu. Dumnezeu iubește treimea. Și eu am mers pe varianta asta. Corect. Că cea mai frumoasă mireasă e a treia oară. Nu? Așa am auzit și eu. Dar Cătălina al nostru ce facem? Cum adică ce facem? N-am reușit să-l însurăm odată, dar barem de 3 ori. Nici măcar la un sfert de însurătoare n-am ajuns. Deci cum colegele mele mă întreabă dacă bărbatul meu, care e cu 11 ani mai mic decât mine, dacă nu are vreun frate, așa eu aș putea să spun că avem foarte multe basarabence care s-ar putea... Ne schimbăm cu numere de telefon și mai vorbim. Gata. Deci, gata, mă. Ne povestești și mie îmi place șuba. Șuba! Hrubaf șube! Fără vodcă. Da, șuba, fără vodcă. Fără vodcă, frate, nu mai... Ce-ai mă curente, mă? Ai stricat-o aici. Am plecat. Stai puțin. Am pe unde ieșirea, na. Eu, fii atent, eu sunt ca rusul de vița nobilă, nene. Șampanie, nene, nu se poate. Am sărit la alt nivel, să mă scuzați. Așa de rău îmi pare că ești nefericit. Dar nu sunt nefericit. Dar din momentul în care ai zis stop joc, crede-mă, ești nefericit. Crede-mă, eu nu mai beau vodcă din cauza unei basarabece. Te-a băgat sub masă. Nu! Ce, bă, toți proștii se bagă sub masă. M-a luat, dar și mi-a zis, ești că da și cau sub pian, bă. Adică n-am căzut oriunde, băi, a căzut sub pian. Artistul. Țin minte ziua. Tania, povestește-ne. Am jurat că nu mă voi căsători niciodată cu un basarabean și al treilea care a fost și bun este basarabean, îmi pare rău. Ne-am căsătorit fix după o săptămână de când ne-am cunoscut. Wow. Nu m-a cerut de nevastă, mi-a zis ce faci luni, am zis în liberă, ne vedem la stare civilă, nu spunem la nimeni. Am zis da, fără să mă gândesc o secundă, nu știu de ce. Wow. Și nu eram data. Și ne-am căsătorit, fiecare locuia la el acasă pentru că nu știa nimeni că suntem căsătoriți. Și eu, sfată, adică nu aduc pe oricine în casă. Și după 2 luni, când eu îl vizitam, evident, la el și îmi puneam ceasul să mă trezesc dimineața acasă, să mă duc la 5 dimineața și să mă trezesc ca o fată cu minte acasă, după 2 luni am rămas însărcinată și am zis, ok, stop, stop joc, în cazul ăsta, da? Hai să-i anunțăm și pe ai tăi și pe ai mei că suntem căsătoriți și o să ai un nepoțel. Ce tare, ce tare. Asta este povestea cu soțul meu, iar eu în România sunt din 90, când s-a făcut primul schimb de studenți româno-basarabeni. Și din 93 tot joc teatru. Mulțumim că ai venit și la noi. Am înțeles, am înțeles mesajul. Și eu chiar am ținut cu echipa voastră. Deci am invidiat prezența ta la Asia Express pentru că n-am fost și eu acolo. Serios? Lângă tine, jur. Am văzut fiecare episod, am comentat ca o babă cu semințe în fața televizorului. Cu Scărlătescu, m-aș duce să tai porcul, adică nu știu, și eu să ciorbărească, nu știu. E de asta, adică m-aș duce să... Deci dacă ții 2-3 colegi de... Și gata. Deci aici s-a terminat. Da, da. Aici e prea rafinat. Așa, adică aici chiar am face Scandenberg, iar aici... E la mic până aici. Este, da. Și mie îmi plac aici. Drept dovadă sunt unul. Corect. Este un singur mare ghinion, eu și prăjiturile tot din carne le mănânc, adică nici nu știu să le fac și nici nu le mănânc. Foarte tare. Și cum faci prăjiturile din carne? Știi care e prăjiturile din carne? Nu. Cea mai gustoasă pralină posibilă. Bine, că m-am gândit la o prostie. Nu, e o pralină care se face... Deci fii atentă, e o pralină care se face din carne. S-a pus Crăciun. Zi de pralină din carne. Jumara. Jumara. Jumara? Da, pentru mine. E bomboana de carne. Eu în momentul ăsta când plec de la voi, că bărbatul meu deja divorțează de mine. Așa. Așa, plec la Râmnicu Sărat. Tu conduci în seara asta? Nu. Perfect. Chefi la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.